Pentru prima dată mă filmez, cred că de când mă trezesc. Asta e vocea mea când mă trezesc. Așa dorm eu, acolo Ericiu. Doamne, deci poziție super comodă. E 12 fără un sfert, ca să înțelegeți. Da, și nu mă ridic niciodată din prima. Gata. În caz că vă întrebați aici, este o hârtie igienică, pentru că ieri și alaltieri mi-a curs puțin cam tare nasul și am zis, bă, hai să o las aici în caz de ceva. Astăzi o să vă țin cu mine să vedeți ce fac eu într-o zi așa puțin mai palpitantă. Sper să vă placă clipul ăsta, pentru că acum nu vă pot spune cât de mișto o să iasă, pentru că nici eu nu știu la o, adică ne vedem. Pentru prima dată mă voi spăla pe cap cu voi, aici, și sper că veți vedea și ce folosesc. Hai să începem. Bineînțeles că va trebui să ne și uscăm pe păr și vă voi arăta și uscătorul meu cu ocazia asta, de care eu sunt foarte mândră. Și dacă vi s-a stricat uscătorul de păr, feonul, gen, și vreți să vă luați unul nou, vi recomand pe acesta de la Remington Silk și are o viteză destul de mare, stați să vă și zic că de asta l-am luat. Are 2400 de wați. Se găsesc foarte greu de-astea cu 2400 de wați. Așa că nu știu unde mi-e capătul. Vine și cu capăt ăsta, doar că a căzut și acum nu-l voi mai pune. Așa că hai să ne uscăm repede. Sper că ați văzut că eu întotdeauna îmi usuc foarte bine părul cu capul în jos, iar mai apoi îl dau pe spate și îl usuc pentru a-l îndrepta, vin repede cu peria și mai dau încă o dată cu feonul și asta este tot. De asta al meu este oricum, bine, al meu este de fel foarte drept, dar făcând schema asta stă perfect. Bine, am și o puțin volum acum. Nu îl voi mai avea. Va trebui să facem și bagajul. Și să vedem și ce luăm la noi. Dar pentru asta trebuie să vină și Roxana. Poate până între timp mă machiez. Hai că vedem ce facem și vedeți aici pe vlog. Că v-am zis, astăzi este o zi în care nu știu cum îmi organizez acest filmuleț. Căluțe, acești pantofi pe care nu poți să mergi în viața ta. Va trebui să vină și Mona cu niște produse. Ca și accesorii voi lua această bentiță. Hop! Această bentiță, treaba asta cu Mickey, niște ochelari, hâți. Asta pe care cine mă urmărește pe Instagram, pe corinutzada993, ați mai văzut în pozele mele. Și acest cercei, pentru că nu știu dacă îi voi pune, dar măcar să-i am la mine. Am făcut bagajul, o să vedeți și pozele pe Instagram cu toate ținutele, oricum voi avea și ținutele Monei, vom face în schimb între noi. Iar aici sunt cele două perechi de pantofi pe care vi le-am arătat și cred că va trebui să iau și ring light-ul cu mine și așa, ca un spoiler, am luat și rochița asta super drăguță. Am plecat de acasă, ne-am pregătit, m-am machiat, nu v-am mai arătat cum mă machiez, deoarece e același machiaj clasic pe care îl fac. Aici e Roxanica, zi Roxanica, bună! Și și-a deschis canal de YouTube, așa că o găsiți Roxam Frici, ca să nu greșesc. Și aici este domnul care vrea să vină și el la poze cu noi. Vrei să te arăți și pe tine sau? Nu, rămâne secret. Va rămâne secret domnul meu din stânga.
Așa că ne vedem de la locație și vă mai arăt pe acolo ce facem, cum dar facem. De fapt, și dacă vor să mă vadă, să lase un cum, nu? Da, lăsați jos în comentarii. Lăsați comentariu dacă vreți să-l vedeți și pe acest băiat minunat din partea mea stângă și va apărea pe următorul vlog dacă ne vom mai vedea prea curând sau are treabă, nu știu. Lăsați acolo în comentarii, da? Aici este locația, mai exact aici este holul. Intrăm în bucătărie unde vom face pozele, care este superbă, efectiv superbă. Dacă aveți nevoie de un model să vă amenajați bucătăria, tati, ăsta e. Ia uite aici. Ia uite aici. Ia uite aici. Și aici avem și o terasă, dar nu vom ieși pentru că este foarte frig. Și va trebui să facem poze și în bucătărie chiar. Și acest tapet drăguț. Acesta holul, cum am zis. Minunata cameră. Și 30 de ani, pentru că Mona împlinește 30 de ani săptămâna viitoare. Și, bineînțeles, oglindă. Bună! Numele meu este Corina, iar acum vă voi duce în sufragerie, unde să vă arăt și prietenii. Aia trebuie să-i filmez, că sunt acolo toți. În afară de Mona. Am uitat să specific, Mona încă n-a ajuns. Gata, hai, faceți cu mâna. Bună! Și aici este sufrageria. Uitați ce, ce șemineu frumos. Și bă, puterea au, vieții. Dar filmează-mă fără noi, mă. Da, bine, mă. Dar eu n-am nicio treabă. Doar ce să simte. Și aici, altă oglindă, unde vom sta aici să pozăm. Vio este bărbatul Monei, ca să știți, da? Și el se va apuca să umfle baloane. Și este bărbatul meu! Bine, iubitule! Așa că o să vă mai arăt după ce mă schimb în ținute și chestii socoteli. O, Doamne! O, da! Super, hai! Super, hai! În momentul de față sunt la ținuta a doua, pentru că nu v-am arătat-o pe prima și fotograful meu excelent este aici. Am încercat să mai schimb o ținută așa, dar trebuie să apară și Mona, să vedem ce ținute are și ea, să facem schimb, să facem și împreună. Așa că nu o să vă arăt toate ținutele, deoarece pentru asta trebuie să intrați acolo pe Instagram și să vă uitați la ce poze postez. Așa că ne vedem mai încolo. Am mai avut câteva ținute între timp și cu acești ochelari și acum mi-am pus le pijama să merg să fac poze cu Mona, pentru că a venit și Mona între timp. Ce șuvița lui Băsescu am din nou pe față. Da, să vă arăt și pe Mona. Altele. Atastătele mele. Îi mai faci? Acum. Sau se schimbă? Să mă schimb. Vrei să fac aia? Iar faci cu asta. Pe asta am învățat. Deci eu nu m-am folosit de mișcarea mea pe care a făcut-o Mona, dar măcar cineva se folosește. Ne schimbăm amândouă în pijamale la fel și după aceea ne apucăm să facem poze, da? Și cu baloane, că nu ne-am folosit de baloane, ce-i drept. Că avem multe, ia uitați. E plin, e plin de baloane. Cam așa arată ședința foto. Și acum se mișcă balonul. Nu, se mișcă. Ai 31! Ia uitați aici, oficial are 31. Da, deci nu are 30, 31. Tu te vezi în oglindă, nu? Cât de cât, nu. Nu, 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 n
Mi-am mâncat sandwich-ul. Asta am mâncat noi în pauza de fotografii. Roxana mănâncă salată. Am mâncat doar salată. Pentru că trebuie să-l mențin. Da, s-a menținut. Încă o dată am schimbat ținuta. Mă văd și acolo, gen. Și nu știu exact în ce ținute îmi voi mai face poze. Abia aștept să le văd, pentru că le vom downloada direct de pe aparat pe telefon. Și să vedem ce mai facem și o să fac încheierea oricum de la mine de acasă. În principiu este deja 9 și jumătate seara și am ajuns aici, cred că la ora 5. Am stat ceva la poze, dar am și mâncat, am făcut pauze. Haideți că vă mai țin la curent dacă e. Nu știu că e chestia asta. Mă, ce față ai. Da. Tu-ți popii astea, stan ok? Si, si, si. Ce, mă, am ceva la popii? Nu. Am ajuns acasă, am terminat, sunt cu Roxanica și o să ne băgăm la un Remi. Sper că v-a plăcut ziua de astăzi cu mine. Eu mi-am făcut tabietul de a mă da cu cremă pe bomboanele mele, pentru că era cazul că n-am făcut treaba asta astăzi. Pozele le veți vedea pe Instagram, sunt foarte, foarte mișto, abia aștept să le postez și acest filmuleț va intra ori pe data de 20, ori pe data de 21, dar cred că pe data de 21 noaptea, și e Roxy. Și nu facem reclamă la Cio, gen, e cu hot chili, dar sunt dulci. Da. A, da? Da! Da. Vă urăm o seară frumoasă, pentru că la noi e seară, și ne vedem data viitoare. Vă pupicim. Bye! Bye. Bye.